Rugăciunile au un rol important în viața oamenilor, ele mijlocind între muritor și divinitate. Rugăciunea înseamnă dragoste, smerenie și curățire sufletească. De aceea, cei împovărați de nevoi simt nevoia să rostească o rugăciune în care să-și pună toată ființa, tot sufletul și toată nădejdea. Potrivit calendarului creștin-ortodox, în fiecare zi a săptămânii, sau mai bine zis fiecărui moment al zilei, îi este destinat o rugăciune vindecătoare. Iată cea mai puternică rugăciune a zilei de miercuri. Doamne, atotputernice și atotîndurate, îmi aduc aminte că te-ai născut om din Sfânta Fecioară în peșteră și ai fost vândut cu 30 de arginți de ucenicul cel viclean ca să ne răscumperi pe noi păcătoși de sub puterea diavolului. Pentru aceasta te rog, îndură-te de mine păcătosul. Primește, Doamne, această mică rugăciune și umilit a mea voi că mă întristez pentru că te-am întristat și mă amărăsc pentru că te-am supărat fără de număr. La tine, prea bunule Mântuitor, am toată speranța și cred că tu, care din iubire de oameni ai primit să fii vândut pentru noi, te vei îndura și de mine acum ca să mă mântuiești de chinurile cele de veci și să mă învrednicești împărăției tale. Nu te depărta de la mine, Doamne, și ajută-mi ca în toate să fac voia ta și să nu te mai răstignesc în toate zilele cu faptele mele cele păcătoase, nici să te batjocoresc cugetele mele cele rele, precum făceau iudeii cei necredincioși, în timpul sfintelor tale patimi, ci ca femeia cea păcătoasă să-ți spăl picioarele cu lacrimile ochilor mei, pentru ca să mă învrednicesc a auzi și eu din gura ta cea dulce, iertate să-ți fie păcatele. Amin. Relatează a1.ro